Iată că am revenit într-un loc ce mi este foarte drag. De ce? Pentru că aici găsesc piatra. Piatra prelucrată, piatra, până la urmă, găsesc naturalul. Da, corect. Bună ziua și bine ați revenit la noi. Am venit nu singur, ci împreună cu toți telespectatorii noștri care sunt curioși să afle cât mai multe din secretele pietrei. Sunt câteva game destul de mari la piatra, așa că aici tot putem să vorbim la nesfârșit. Ținând cont că e plin sezon de amenajări exterioare, de terase, de grătare, astăzi am zis să intrăm un pic mai în profunzime în partea de pavaje, sau mai bine zis travertin și pavaje. Travertinul nu e cumva o piatră mult prea moale pentru a se folosi, eu știu, la pavaje? Dacă ne referim la bucățele de genul ăsta, cum ai tu în mână, da. Dacă ne referim, în schimb, la bucăți cu o grosime de 3 cm, cum sunt cele de aici, nu mai avem o problemă. Cumva sunt separate. Vorbim de interioare, vorbim la 1,2 cm grosime, iar dacă vorbim de exterioare, vorbim de 3 cm. Este opțiunea clientului în cele din urmă. Noi putem să-i spunem, ia de 3 cm. Dacă clientul zice, eu vreau de 1 cm, nicio problemă. Opțiunea personală se poate respecta. Corect pentru o întreținere frumoasă în timp și pentru o rezistență în timp, să nu ajung peste 5 ani să vin tot aici să zic dați-mi altul, este să folosim de 3 cm. Iată că este foarte important atunci când vă achiziționați piatra să știți exact care este destinația ei. Sincer să fiu, nici eu nu știam că e piatră de exterior, piatră de interior. Mai mult ca sigur că pot să-mi colorez, eu știu, pavajul în curte, terasa, să o colorez cu piatră. Da, putem folosi de la trepte, la terase, la aleile de grădină, bordura din jurul piscinei și fiecare zonă are cumva niște materiale predestinate pentru așa ceva. În cazul unor terase mai mici, mergem cu piese mai micuțe, astfel încât să-ți dea senzația că ai un spațiu mai amplu. În cazul spațiilor generoase, terase care depășesc un 60, 80, 100 de metri pătrați, se merge pe seturile, cum e și cel de jos, doar că la grosime de 3 cm, adică un set de 4 dimensiuni care se montează într-un anumit fel, astfel încât să dublăm acea poză și să ne iasă la sfârșit French pattern set, cum mi se spune în domeniul nostru. Monta piatra. Bine. Inițial trebuie să, eu dacă ar fi să-mi pun problema asta, aș veni la specialist, aș veni aici și aș întreba care e piatra care rezistă foarte bine în timp, care rezistă traficului pe care îl preconizez, apoi care este montajul de preferință, pentru că fiecare, eu știu, zonă bănuiesc că își are diferențe de montaj sau anumite specificații. Ca și regulă generală, ne bazăm foarte mult pe adezivi calitativi. Fiecare are cumva o preferință la adeziv, dar recomandarea de bază este să se folosească un adeziv predestinat pietrei naturale. Dacă ținem cont de acest detaliu, oricare ar fi marca lui, deja am parcurs o parte din etapele corecte. Iarăși un pas foarte important ține de supravegherea echipei de montaj. Să te asiguri că face ce trebuie, că își pune adezivul bine pe placă, nu-l pune doar pe puncte, ci îl pune pe toată suprafața plăcii, că vine cu el drept, că este sigilat la sfârșit din punct de vedere a chituirii și ultimul pas și nu unul de neglijat este cel al impermeabilizării. Aici vreau să ajung pentru că foarte mulți gândesc ca și mine. Am luat piatra, am montat-o, e natural, așa cum stă în natură, poate să stea și, eu știu, în casa, în curtea mea, pe aleea mea sau pe terasa mea. Ești de parte de adevăr. Este într-adevăr adevărată. Pentru că, cumva, tot dintr-o carieră, tot de afară, din natură, am și luat piatra. Diferența este că ea, în acea carieră cât stă cumva sigilată, izolată, într-un bloc. În momentul în care eu o scot și o feliez, ea este expusă la niște intemperii. Iarăși, este piatră naturală, deci nu i se va întâmpla nimic grav. Ce se va întâmpla în timp este că mai apar mici fisuri, că se poate înverzi de la umiditate crescută, că se pătează mai repede și niște lucruri absolut normale. Piatra în timp lucrează. Ca să evităm cumva lucrurile astea, s-au inventat în principal în Europa, că de aici au pornit toate soluțiile astea de impermeabilizare, s-au inventat niște
produse chimice care să lucreze cu piatra astfel încât să o protejeze, adică să vin cu o peliculă transparentă peste piatră, astfel încât ea să nu mai poată să se fisureze, să se murdărească la fel de ușor, să nu mai lucreze în timp. Aici ar fi diferența între o suprafață tratată și una netratată. Am vorbit de piatra naturală. Puteți avea natura în casa dumneavoastră sau în jurul ei. Puteți să vă bucurați de ea folosind piatra. Eu îți mulțumesc pentru că ai fost gazdă din nou pentru noi și telespectatorii noștri și vom reveni pentru că vreau să văd și eu un montaj și să le arăt telespectatorilor cum se montează piatra de la început până la sfârșit. Corect. Atunci vă așteptăm cu mare drag.